Siguranță, nu? Florin, de asta e siguranță. Prima dată am văzut acest gen de combinații și tot spațiul dintre clădiri traversat de cabluri mai mari, mai mici, mai subțiri, mai groase. Uitați-vă, care sunt cabluri de forță, nu sunt cabluri de video. Și între atâta tehnologie, uitați-vă la el, e frumos, dar uitați-vă cum și-a ajustat hamul cablului. Încă un burete, și încă un burete, și încă un burete, dar merge. Nu așteaptă alt cal, un Rolls-Royce. Măcar de-am face și noi cu toate sârmele care le avem la fel. Am plecat dimineața, la 6:30, 7, să avem mult de mers, și uitați-l, doarme, fără niciun fel de problemă. Era un vacan, treceau mașini stânga, dreapta, el doarme și își trenează aportul venos de neprimitorare cu mare detașare. Este aeroportul din New Delhi. Arta, deci spunea Lucian undeva, avem acțiunile, avem gesturile și avem gândurile noastre. Arta mâinii, în dans și în spiritualitate, înseamnă foarte mult și mudra este această, asta înseamnă avantajul tehnologiei, poți să vezi și după ce ai fost acolo, sunt gesturi ale mâinii expresive care sunt folosite pentru canalizarea forțelor naturale spiritual sau discopartiste. Și tot acest perete de la aeroport este garnisit cu diverse poziții ale mâinii care fiecare exprimă altceva. Nu ne-a luat foarte mult timp să vedeți, dar una înseamnă binecuvântare, una înseamnă energie și așa mai departe. Un steag pe care îl uităm și care ar trebui să stea undeva și ar trebui să ne purtăm uniforma noastră de români cu mai multă demnitate, pentru că zburie informație. Uitați-vă, tot întâmplarea. Am vrut să văd elicopterul și cineva, nu știu cum îl cheamă, a făcut o formație de zbor care arată cât de intricați, cât de uniți suntem. Artefactul uman și natura există pe acest pământ încă. Asta era fotografia inițială. Și vă mai țin atenția, dacă mai rezistați, cu Dharamshala. Asta era amestea. Cât e ceasul? Scuzați. Dacă doriți, putem continua, dacă nu, putem întreba. Instantanee luate de la întâlnirea cu Dalai Lama, de la teaching, unde 20.000 de oameni într-un spațiu, unde România a avut un careu din totdeauna de când echipa minunată Rașii cu Lucian lucrează, foarte aproape, unde poți să-l vezi direct, poți să-l vezi pe un ecran de televiziune, dar undeva aproape față de alte națiuni am avut locul nostru. Și în alte fotografii care nu le-am mai pus, se vede acel spațiu. În timpul așteptării de începere sau în timpul teaching-ului, fiecare există pentru sine sau pentru alții, în forme minunate, care privesc, care au personalitate extraordinară, care sunt aproape sau departe, care sunt mai român, mai american, mai belgien, cum e Eric. În timp ce, înăuntru, în sala principală, aș comenta un pic imaginea asta. Uitați-vă, structura unui templu budist, vă e sigur familiară, dar modul în care deja s-a stabilit o formulă grafică de prezentare și spațială a unei asemenea
personalități, este extrem de subtilă. Simbolistica de sub perna pe care stă, cadru alb, din care o se mișcă foarte mult în timpul vorbirii, un plan de culoare, al doilea plan de culoare florală, spațiu floral, alb, uniform, un plan următor în spațiu, încă unul și încă unul și încă unul. Deci este o profunzime a spațiului din care se construiește atmosfera. Este extrem de dinamic, extrem de expresiv, comunică non-verbal fabulos. Uitați-vă ce combinație de culori acolo. Astea sunt făcute de afară, de pe ușă, de la aproximativ 25-26 de metri. Vin cei care așteaptă, asta era până să vină de alea mea, am avut șansa să stau primele două zile, atât am rămas acolo, între acești călugări și călugărițe, ca să văd direct pe ecran, mă interesa expresia vizuală și corporală a lui. E fabuloasă. Dincolo de vorbă, e o completare nemaipomenită. Acest pom au vocația pomilor pe care îi respectă și îi lasă să străbată și clădirea și acoperișul și care chiar după ce se uscă, nu-i taie ca și mult. Aici coridorul pe care vine Dalai Lama, parcurge acest drum spre mine, o ia la dreapta și se urcă și intră în locul pe care l-ați văzut anterior. Toată lumea așteaptă și o să vedeți câteva imagini. Asta e pe televizorul la care ai acces, se vorbește în tibetană, dar traducere simultană la cască, în engleză, în coreană, în taiwaneză, în chineză, în spaniolă. Și e suficient. Fiecare pe frecvența lui și îți luai aparatul și... am stat, v-am spus, două zile între ei și am văzut gesturi și comportamente de oameni care sunt normali, dar care au ceva intrus. Este perspectiva care se vede spre nord-est, asta are 4800 de metri. Aici sunt 1800 de metri templu. Da? Următoarea înălțime e la cam la 2000-2200 aici. Zăpadă veșnică. Bineînțeles, explicație, sunt antenele de comunicații, e centrul lumii, templul Dalai Lama sau grup. Tot complexul, vecinătatea cu China și pericolul potențial pe care China îl reprezenta și încă se pare că îl reprezintă, deși Dalai Lama a schimbat complet abordarea problemei în relația cu China, beneficiază de tehnologie fabuloasă, o echipă de securitate, n-am văzut așa ceva, numai când în Statele Unite am mai văzut asemenea desfășurare de forță, echipamente de arme de foc, n-am văzut niciodată. Da, să apară și toată circumferința, pentru că aveți șansa să o parcurgeți de jur împrejur. Gardul este păzit mai bine decât unitățile militare care nu sunt departe de... E o valoare. Copii sau nu, o să vedeți ce relație de unul din vulturii sunt superbi. Au scăzut foarte mult, așa spun toți, dar au o dimensiune între 2,5-3 metri în anvergura aripilor. Așa se vedea de pe terasă. Fiecare are altceva, fiecare are ceva de spus. Un domn în vârstă, care era foarte bine cunoscut de sora lui Dalai Lama. Am văzut ceva lumea în viața mea. Ce distinție! Ce minunăție de om! Și
maniera în care a interacționat cu el, el a stat lângă mine, în fața mea, de fapt, unde stă lângă pom, și o să-l vedeți mai departe, foarte subțire, foarte subțire. Își făcea închinăciunea când venea să-și ia locul de dimineață acolo. Fiecare cu gândurile lui până nu se pornea și se ritmau în ritmul celor spuse, comunică, zâmbesc, se tachinează. Imagini de putere vizuală. Și uitați-vă. Știți, prima dată am fost dimineața, la ora 5, ca să ne luăm locul, prima dată. Să recunoaștem locul, să ne luăm locul. Și măsurile de securitate erau fabuloase, poartă ca la aeroport, niciun control corporal n-a fost ca ceva. Decent și profesional, vreau să spun. Și așteptând la coadă ca să intrăm la bărbații pe o parte, femeile pe cealaltă parte, a sunat și clopotul mănăstirii să niște pe călugări spre începere de program. Primul lucru, toți au apărut, aproape în șir indian, s-au dus la spălătorul care era vizibil pe terasa care era deasupra noastră și se spălau pe dinți. Primul lucru care l-a făcut. Uitați ce dinți are acest om. Uitați frumusețe. Poate să fie tablou al oricărui mare pictor de lume. Combinație de culori și cum stau. Așa arăta terasa inferioară, înainte de începere de venirea His Holiness. Chris, un fotograf din Kentucky, care vine de 8 ani de zile și care a intrat într-o zi în plină dizertație, a intrat cu o pălăriuță pe cap și zice, ia ridică-ți pălăria, vreau să văd cât păr ai în cap. Să cunoșteau. L-a făcut să-și dea pălăria jos. Asta de la el am fost. Chris făcea fotografii, este o călugăre țărsic din Statele Unite, era un grup foarte demonstrativ și foarte elegant, care a avut un tratament special. Sala paralelă cu cea în care se ținea, era Dalai Lama, erau două sări, în față se vedea la televizor și aici, în dreapta, am avut locul nostru, deci între cele două sări mari. Dalai Lama, o să crezi puțin de ritmul. Nici o problemă. Nu s-a pierdut niciun pantof. Toată lumea putea să stea împreună. Uitați-vă la privirea acestui om, la acel copil. Mie mi-a făcut bine. La ieșire, de prima zi, mi se pare ceva curios. Da, un tip care vinde miere, vă spun eu. Miere și poartă ametistă. Atelierul de reparat umbrele. Și acum figuri care curg, de culori, de oameni, care sunt extraordinar de interesante. Uitați-vă la ritmul, culorile portului femeilor, care seamănă ceva cu cătrițele noastre din nord. Care se duc și care se întorc și care sunt frumoși, Doamne, ce frumos sunt. Sau călugării care, după terminarea zilei respective dedicate spiritualității, stau la masă, își beau cafea și povestesc zâmbind. Un francez spectaculos, bineînțeles, săritură în care rămâne în lume. Și uitați-vă la el. Dar mai important decât el, uitați-vă la lucrătură. Minunat. Uitați-vă din nou la lucrătură și la Doamne, bineînțeles, uitați-vă ce e acolo. Orientul e fascinant. Și declara foarte tare, chiar agresiv, că e arab.
ouăle se pot păstra înainte de să vinde așa. Nu se terminase musonul, 1800 de metri în nivelul caselor, sus, pe vala pe care e orientată vederea. Aici este o cascadă superbă, unde am fost și sunt fotografii. Am avut șansa să vedem într-o zi, deci musonul nu se terminase, a plouat musonul, dar foarte frumos. Trece, te adăpostești sau nu e nicio catastrofă și mergi mai departe. Vremea aspră se întuneca și era foarte frumos. Uitați-vă la el. Aici e de văzut cum îi se odihnesc mâinile. Începe să vină cortegiul care îl precede pe Dalai Lama, să ard, uitați-l. E susținut de fiecare dată când se deplasează, acesta e un personaj foarte important. Costumele negre și mai gri așa sunt în corpul de pază. Se deplasează destul de ușor, tegumentele bine colorate de formație profesională. Nu părea starea de sănătate în mare pericol, aici e un aparat de filmat interesant ca mijloc de a fi manipulat. Aici se intră, deja s-a ocolit clădirea și se intră înăuntru. A intrat, al doilea rând de fotografii. Se pune aceste eșarfe